Salut, prieteni! Bine ne reîntâlnim la Agenda de Mureș. Astăzi vă propun să vorbim și să le amestecăm, pentru că sunt mulți din cei care spun că chiar și atunci când nu vrei să faci politică, faci politică. Politică culturală, politică, nu știu, în domeniul sănătății, totul se traduce prin politică. Dar eu astăzi vreau chiar să facem politică, pentru că simt așa o umbră a lui Traian Băsescu, revenind activ în politica românească, deși în urmă cu câțiva ani, vă aduceți aminte, Traian Băsescu spunea bye-bye PDL, după care a spus, știți, mi-am luat mâna și de pe PMP, băieții ăștia tineri să facă, le-am lăsat partidul și să facă din el ceva mai bun. Ei, zilele astea, mie mi se pare că Traian Băsescu își recâștigă partidul. O fi adevărat, nu o fi adevărat, e clar că s-a declanșat un război fratricid, i-am spus eu, în interiorul Partidului Mișcarea Populară, și asta în condițiile în care, în urmă cu vreo două luni, cei de acolo spuneau că cel mai bun candidat la prezidențiale este, sau ar fi, Cristian Diaconescu. Desigur, fost PSD-ist, lider al PMP și acum pe punctul de a fi înlocuit cu cine? Ne spune un site din București cu fostul președinte, site din București care citează discuții din PMP Mureș. PMP Mureș, care este condus de un consilier local, cel puțin din informațiile mele, însă site-ul cu pricina spune nu, PMP Mureș, care e condus de Emil Marius Pașcan. Invitatul meu de astăzi, Emil Marius Pașcan. Bună seara, bine ai revenit la Agenda de Mureș. Domnule președinte al PMP Mureș, sau nu președinte al PMP Mureș? Înainte de a intra în politică, Adi, dă-mi voie, fiindcă n-am apucat să-ți împărtășesc, ne-am întâlnit, poate puțin știu asta, la universitate cu studenții de la comunicare, relații publice, erai și tu, erau și alți jurnaliști din Mureș și am avut așa o revelație, văzându-vă și întorcându-mă în timp, că au trecut vreo 30 de ani de când și eu și tu am făcut presă, tu inițial prin Cluj, eu pe aici, și mi-am dat seama așa, printr-un șoc, oare când au trecut acești ani și oare cum trec atât de repede și cum rămâne captivi în aceleași chimere, în aceleași bătălii politice, mai mult sau mai puțin la lumina zilei, și țara nu evoluează așa cum ne-am propus, cum ne-am dorit și cum aveam discuțiile noastre, aveam respectivă. În povestea asta e mai mult un spectacol mediatic decât o confruntare, așa cum o prezintă media, care pe care, cine să ia gâtul, cui să ia gâtul. Eu, așa cum am explicat, nu mai am nicio funcție de conducere națională, nu mai am nicio funcție de conducere în organizația de la Mureș, sunt simplu membru. Cu toate acestea, noi am stabilit în Congres, ca foștii președinți, eu am fost și președinte executiv național, am fost și președinte, să rămână cu statut de membri în structurile de conducere naționale, de aceea încă particip la viața partidului și ți-am spus-o cu mâna pe inimă, că nu m-am retras, nu mi-e rușine cu munca mea din Partidul Mișcarea Populară, iar aici la Mureș, organizația a rămas una puternică și ea este funcțională, cu 71 de consilieri locali, cu 4 viceprimari, cu un primar. Deci cred că sunt rezultate care merită urmărite și eu nu sunt dispus să abandonez ceea ce am făcut în ultimii 4 ani, pentru că această construcție, în bună măsură, cred că e și rodul muncii mele, a acestei trude și de a reprezenta Partidul Național și de a ține organizația de la Mureș, și cred că până astăzi suntem singurul, cred că, partid, cel puțin de la Mureș, sigur, la care nu plătește nimeni dintre membrii cotizații. Adică noi bun, cei dar care de aici până la compunem, Emil Marius Pașcan, care este președintele filialei de la Mureș, așa scrie site-ul, care astăzi prezintă o discuție pe care ați avut-o pe WhatsApp mai mulți membri ai PMP Mureș în legătură cu revenirea lui Eugen Tomac în fruntea partidului. Deci nu e un grup chiar atât de unit la Mureș. Ce se întâmplă? Războiul e și la Mureș la fel cum e pe plan național, sau e pur și simplu o scurgere accidentală a informațiilor? Nu e o scurgere accidentală. Într-un partid viu care trăiește și nu trăiește prin directive sau direcții stabilite la centru, există mereu tot felul de poziții, uneori antagonice, există conflictualități,
ca în orice comunitate, și într-o familie te mai cerți sau ai păreri și viziuni diferite, se mai întâmplă și în partid. Și în partid sunt multe orgolii, sunt multe ambiții. De ce fac oamenii politică, domnul Giurgiu? Fac politică pentru că sunt în competiție, că vor să arate că sunt mai buni, că vor să... E o competiție și internă, că sunt niște funcții care sunt ocupate și dacă e să panoramăm, noi ca partid, cred că avem către vreo 1500 sau 2000 de membri Partidul Mișcarea Populară în Mureș. Și gândește-te că, tocmai v-am spus, dacă e să calculezi câți câștigă funcții, câți poți candida și câți le dobândesc, e o mică parte din 2000 de oameni, să zicem că avem cu funcții vreo 80. Da? Ăștia au câștigat și, practic, ei au în ce profit după munca lor politică. Iar restul sunt membri care sunt simpatizanți, activiști, propagandiști. Și toți au acces la discuțiile astea pe WhatsApp? Bineînțeles că nu. Îți dai seama dacă ai un grup cu 2000 de membri și fiecare doar dă un bună ziua zilnic, ajuns să nu mai poți comunica. Nu, e un grup din care fac parte acele discuții pe care le-a preluat nu presa din București, ci e o presă de scandal din Prahova, din păcate susținută din spate chiar de unii colegi de la conducerea din București. Au preluat mesajele fiindcă li s-a părut scandalos. Cum adică să ne pregătim de congres, cum adică să candideze din nou Eugen Tomac și cum adică noi discutăm onest aceste lucruri între noi, adică li s-a părut că e o răzmeriță. Și aș vrea puțin, dacă îmi îngădui, să explic de la firul ierbii ce s-a întâmplat în această poveste. Imediat. Înainte însă vreau povestea, dar înainte să rămânem un pic la ce se întâmplă în județul Mureș. Sunt două tabere și în PMP Mureș, pentru că nu vreau să supăr pe nimeni, dar PMP Mureș a însemnat, până la plecarea lui Emil Marius Pașcan din funcția de președinte, a însemnat Emil Marius Pașcan. Și insist, pornind de la ce ne-au scris de nenumărate ori când ne-am întâlnit la Agenda de Mureș cei care ne urmăresc, mulți au intrat în partid pentru Emil Marius Pașcan, altfel n-ar fi intrat. Mulți au candidat pentru că Emil Marius Pașcan le-a dat niște garanții. Și mulți au întrebat ce se întâmplă cu noi dacă tu ai plecat. Așa cum acum am văzut Florin Bacali întrebând, bun, Eugen Tomac vine, dar vine și Ioana Constantin înapoi. Ei, sunt două tabere, cum s-au rupt? Prin faptul că Emil Marius Pașcan nu e președinte sau tocmai nemulțumiți că de fapt tot Emil Marius Pașcan conduce partidul, chiar dacă Radu Pescar e președintele interimar sau președinte ales, nu știu exact. Acum am spus că am rămas membru. Sunt un membru de care trebuie să se țină cont. Asta nu pentru că impun eu, ci pentru că așa m-au simțit acești oameni, cum bine ai spus, care mulți dintre ei au venit fie pentru mine, fie pentru Radu, fie pentru altcineva din partid. Ei vin și au niște așteptări. Garanțiile care eu, despre care vorbești, le-am transmis sau le-am oferit, sunt cuvântul meu, onestitatea și loialitatea. Eu sunt un om direct, deschis, nu umblu pe la spatele nimănui și spun în față ce am de spus, așa cum ai văzut și în acele comunicări cu grupul. Adică nu am mesaje care ar trebui să le știu numai eu, cum, din păcate, în actuala formulă a Partidului de la Centru, ăsta e mesajul. Știu eu, dar nu vă spun. Nu vă pot transmite. Eu n-am făcut niciodată acest lucru. Adică sunt cât se poate de deschis în relația de comunicare internă și oamenii știu că sunt un om onest. Nu am de ce să îi amăgesc. Noi am trecut printr-un eșec. Eu personal am fost foarte dezamăgit. La fel a fost și președintele și este președintele Traian Băsescu. Acest partid este construcția sa. L-a construit de la zero. A început ca o fundație și a devenit mai apoi partid. Lucrurile astea nu pot fi ignorate, la fel cum știu și colegii de la Mureș că eforturile mele și faptul că am reprezentat, zic eu, cu cinste la București, la nivel național, nu pot să treacă peste asta sau să zică, păi Pașcan s-a retras din funcție, haide să ne batem pentru funcția respectivă, să vedem cine o poate prelua. Lucrurile trebuie așternute cât se poate de firesc, prin dialog, prin a ne înțelege și întotdeauna este nevoie de un lider integrator. Ceea ce, din păcate, în momentul de față, și asta s-a demonstrat, n-a reușit să fie actualul președinte Cristian Diaconescu. Că din această perspectivă avem și colegi, din păcate, din Mureș, care au viziuni diferite față de cum împărtășesc eu această situație sau cum o văd eu sau cum văd viitorul partidului.
Eu nu pot să impun ceea ce cred eu politic, nici măcar în acest partid, fiindcă fiecare e cu viziunea sa, fiecare este cu perspectiva sa viitoare, fiecare urmează propriul target, adică îți faci propriile calcule politice și evident noi nu suntem într-o situație confortabilă, nici n-am fost. Și acum dacă mă îngădui să pornesc de la această poveste. Nu încă, pentru că întrebarea mea merge mai departe. Dacă se va întâmpla ca Eugen Tomac să preia conducerea partidului sau să reia conducerea partidului sau gruparea Eugen Tomac, nu neapărat Eugen Tomac, deși în dialogul acela a fost dat ca singurul candidat al celor care au pregătit congresul din februarie, vor păți ceva cei din Mureș care au fost împotrivă, care au fost cu Cristian Diaconescu, mă refer în primul rând la aleșii locali. Își vor pierde mandatele, susținerea partidului și implicit mandatele, sau Marius Pașcan va spune e nevoie de liniște și pace în județ și merge mai departe până la viitoarele alegeri așa cum suntem? Ceea ce se va întâmpla va decide structura organizatorică a partidului prin structurile statutare. Eu, ca om, am pledat totdeauna pentru pace, liniște și înțelegere și stau la masa dialogului ori de câte ori este nevoie pentru a duce pacea și nu a stârni conflicte și a căuta vinovați și să aplicăm pedepse. Și spun acest lucru foarte cinstit, fiindcă chiar în campania de la parlamentare, unii dintre consilierii locali ai noștri, ai PMP-ului Mureș, după ce s-au văzut cu saci în căruță și s-au văzut consilieri, n-au mai mișcat nimic în campania de la parlamentare. Adică n-au mai făcut niciun fel de campanie. Ar fi trebuit ca în momentul 2, când noi n-am avut un rezultat mulțumitor conform targetului pe care ni l-am stabilit de comun acord, ar fi trebuit să mă întorc împotriva lor și să le retrag funcția de consilier, da? Sau calitatea de consilier, prin eliminarea din partid. Nu am făcut acest lucru, pentru că mai degrabă stau jos și spun omului că sunt îngăduitori, spun că a greșit și înțelege și el și are propriile motivații și argumente, că așa suntem noi în țara asta, totdeauna găsim explicații, când este să ne scoatem cumva, să ne salvăm. Dar data viitoare nu sunt la fel de bun creștin să întorc din nou brazul. Deci odată i-am spus-o și a doua oară sigur că procedăm statutar, adică sunt și sancțiuni în partid. Și nu m-am sfit să mă întorc, să aplic sancțiuni dacă o greșeală deliberată, respectiv nu una nevinovată sau fără de voie, o greșeală deliberată se repetă după ce odată am avertizat un coleg, firește că nu s-a mai stat la negocieri cu el, că nu am de ce. Și scurgerea aceasta de dialoguri e o greșeală deliberată? Bineînțeles. E o greșeală nu față de mine. Un grup de comunicare al unui partid privește bucătăria internă de funcționare. Adevărul este că ați văzut acele dialoguri, la noi se discută civilizat, nu ne înjurăm, nu ne spurcăm, chiar dacă avem viziuni diferite în partid, ni le expunem, vine fiecare cu propriile argumente și eu chiar sunt mândru de ceea ce au preluat din discuțiile noastre, cred că ne face o mare publicitate. Sunt dialoguri cât se poate de cordiale, de pertinente și ceea ce a supărat sau i-a afectat mai tare pe cei care au preluat sau transmis mai departe mesajele era că vom avea congres și am fost întrebat de unul dintre colegi cine va candida și am spus va candida Eugen Tomac. Și o spuneam și în emisiune la tine, nu era niciun fel de problemă asta și nu-i de ascuns. De altfel, Eugen Tomac este cel care și a convocat Colegiul Național, cum prevede statutul PMP, cu o treime din organizațiile și din membrii care compun. Și acum suntem acolo unde ai dori să ajungem. Nu neapărat că am dorit să înțeleagă toată lumea. Ca dialog. Să ajungem ca dialog. În punctul acesta să aflăm cum se face că de la o lună la alta sau dintr-un an în altul, la cum până dintre ani, nu mai e Cristian Diaconescu cel mai bun, nici președinte, nici candidat la prezidențiale și trebuie schimbat. Și întreb, că nu pot să tac, se întoarce, l-a supărat pe Traian Băsescu, Cristian Diaconescu, vrea Traian Băsescu să preia din nou frâiele partidului, pentru că s-a spus despre Eugen Tomac că e omul lui Traian Băsescu de când l-a pus președinte al partidului, sau pur și simplu ceva s-a întâmplat în echipa aceasta a Partidului Mișcarea Populară, o echipă care n-a reușit să treacă sau a fost ținută undeva la linia, sub linia eșichierului politic parlamentar și are europarlamentari. O să-ți răspund la întrebarea 2 și 3.
nu are niciun fel de implicare Traian Băsescu în ce se întâmplă astăzi în PMP. A procedat la fel ca mine, sau eu am procedat la fel ca el, s-a retras, își vede de mandatul de europarlamentar, a fost dezamăgit de faptul că copilul său de suflet, acest partid, nu a reușit să facă pragul electoral. A fost de asemenea dezamăgit că Eugen a făcut pasul înapoi și l-a făcut pentru că nu i-a cerut-o nimeni. Așa a simțit el, a decontat astfel moral eșecul, deși nu era vina sa. Eu cred că lucrurile au fost aici extrem de încurcate și că ținta a fost de fapt Traian Băsescu și noi am fost pedepsiți în corpore pentru că el a supărat. S-a văzut asta că au fost mai multe acțiuni concertate. Mai întâi Traian Băsescu, nu știu de unde, i s-au scos niște acele acuzații de informator, de colaborator, după aceea a fost Udrea cu proces și fiica lui Traian Băsescu și condamnată în primă instanță. A fost o sarabandă de acțiuni care l-au privit și după aceea a picat PMP-ul sub pragul electoral. Deci eu nu cred în coincidențe de acest nivel și tocmai atunci să se întâmple în preajma campaniei electorale și totul într-o derulare extrem de concertată și deloc întâmplătoare în opinia mea. Ei, după eșecul respectiv, Traian Băsescu s-a retras de tot, el era președinte onorific al Partidului Mișcarea Populară, dar s-a retras de tot din orice contact cu partidul și cu conducerea sa. Eugen Tomac, ca și mine, am decontat, am considerat că așa este normal și firesc ca să încasăm acest eșec, să-l decontăm, ne-am retras din funcțiile de conducere, el ca președinte național și eu președinte executiv, am acceptat și am și spus la tine în emisiune, dacă se amintești, că accept interimar doar funcția de președinte, da. Le-am transmis și colegilor. Puțin. A durat puțin. Îți explic dacă ai răbdare. Cred că e o poveste interesantă de viață, la urma unui, că un partid este viu și noi am sperat acest lucru, văzându-l și cunoscându-l pe Cristian Diaconescu, nu foarte apropiat și mai mult de pe sticla televizorului din prestațiile sale de la studiourile de televiziune și am considerat că are suficientă notorietate și expertiză să stea în fruntea acestui partid și să-l conducă. Nu l-am cunoscut ca om și ne pare rău că, acum mie cel puțin, îmi pare rău că trebuia să-l fi cunoscut înainte ca om și ca potențial de a fi un lider integrator, nici astăzi, pentru că ai spus, Adrian, că a fost prezentat ca potențial prezidențiabil și un lider cu care puteai să stea în frunte, nu retractez ce am spus atunci, deși mai văzut că n-am fost foarte activ în viața politică, nici măcar a PMP-ului. Așa l-am văzut, așa l-am cunoscut. În schimb, ce am văzut în partid și la nivel de conducerea sa, nu mi-a plăcut. Și am spus-o și în față. Deci nu am vorbit pe la spate, i-am spus-o de mai multe ori. Acest partid, Adrian, pentru că îl cunosc foarte bine, național vorbind, era un partid viu. Trăia prin faptul că liderii au apropiat unii de alții, comunicau programele, proiectele noastre, luările de poziții pe diverse teme naționale, le asumam prin discuții foarte dese și frecvente. Eugen a avut, mă rog, așa e felul lui de a fi ca și mine, foarte, foarte dedicat, foarte implicat, foarte muncitor și harnic. Era când la București, când la Timișoara, când la Arad, când la Iași, era extrem de dinamic și ținea legătura cu organizațiile, participa la cele mai importante acțiuni ale lor. Toate astea au apus, practic. Eu știam că nu este Cristian Diaconescu un tip foarte mobil, foarte dinamic, că îi place mai mult să controleze lucrurile de undeva din spate și cineva să facă această muncă dinamică pentru partid. Și nu s-a întâmplat, din păcate, deci, la mai puțin de un an, pe lângă faptul că a făcut niște greșeli care nu se justifică în opinia mea, adică mai întâi și înainte de toate a anunțat public fără să întrebe pe nimeni că președintele Traian Băsescu nu mai are calitatea de președinte de onoare al PMP. E bine, funcția de președinte de onoare am conferit-o noi toți. Uite, nu mai face politică Iliescu de când, dar este președintele de onoare al PSD și nimeni nu contestă acest lucru.
Traian Băsescu, oricât l-am repudia sau oricât de rău am vorbit despre el, este cel care a înființat acest partid. Ei bine, i-a retras de la sine puterea această funcție de președinte de onoare. Și n-am înțeles de ce niciunul dintre noi. Mai apoi au dispărut de la sediu toate însemnele istoriei acestui partid. Tot ce erau imagini cu Traian Băsescu, cu Eugen Toma, cu Ioana Constantin, cu bătăliile noastre politice, cu proiectele care am susținut, au dispărut din sediu pentru că pe cineva a deranjat. Mai apoi a schimbat listele de comunicatori. Deci comunicatorii partidului s-au schimbat așa din pix. Problema nu este asta. Problema este că cei pe care i-a stabilit în calitate de comunicatori nu s-au mai văzut pe nicăieri. I-a pus pe o listă, i-a schimbat pe ceilalți care au demonstrat ce pot. Ioana a suferit o serie de umilințe, Ioana Constantin a umilit-o la partid și a determinat-o să plece, fiindcă reproșuri din astea neavenite și tot felul de vini pe care i le-a aruncat au supărat-o extrem de tare. Eu m-am sfiit ce ați văzut. Am stat la distanță, n-am luat poziție în astfel de lucruri, am zis, domnule, omul are strategia sa, își face propriul program, are o viziune care poate noi nu înțelegem sau nu o împărtășim, dar treptat am văzut că toate organizațiile încep să fremete, sunt nemulțumite, nu le plăcea această atitudine, nu le plăcea faptul că se făceau tot felul de combinații pe sumasă, nu le știa nimeni, că nu se mai realizau acele întâlniri periodice între noi să vorbim și să stabilim orice situație de criză, o depășești stând la masa dialogului, negociind și, doar știți foarte bine, politica este arta dialogului și a negocierii. Lucrurile au mers prost și tot mai rău și tot mai rău și am avut teme cu care partidul a ieșit în față public, fără ca cineva să fie întrebat. Toate lucrurile astea erau stabilite de o echipă foarte mică și conflictualistă în același timp, de la Prahova, unde ai văzut și tu că apar dialoguri noastre de bugătărie internă, și apăream cu teme de acest gen. Deci bubuie prețurile, noi trebuie să avem atitudine politică față de explozia tarifelor la energie, la combustibil, la necazul ăsta social, la ceea ce se întâmplă în educație, în sănătate. Președintele apare cu teme de asta. Doamne, noi trebuie, prioritatea României este să ajungem la euro, să adoptăm moneda euro. Pentru cine este asta o prioritate? Sau să-l vezi pe președinte că merge în Bulgaria și ia exemplu, modelul Bulgariei și ne spune ce grozav vom fi noi, ce parteneriate facem cu Bulgaria. Măi, Adriane, îți pierzi electoratul și asta nu o spun eu. O spun sondajele de opinie. Pe cele mai recente, PMP-ul era undeva pe la 3%. Și au intrat toți colegii în panică, dincolo de faptul că tolerez lucruri pe care nu le înțelegi și vezi că lucrurile nu merg bine, dar când te vezi la rezultat și îți simți irosită munca, că nu ne-a dus nimeni la 5% dându-ne ceva pe tavă. Eu aici la Mureș, știi foarte bine și s-a mai spus-o și în alte emisiuni, am mers contra valului, că asta este, Băsescu are oameni care sunt fidel, care îl agrează și foarte, foarte mulți care nici să n-audă de el și am decontat și eu acest negativism în percepția care îl privea. Deci lucrurile astea și munca noastră și truda care se vedeau irosite și faptul că se dorea o chestiune discreționară de a conduce autoritarist acest partid care n-a fost făcut așa, au început să creeze tot felul de schisme, tensiuni și crize atunci, în partid. Dacă ba e mai așa, dacă mă îngăduie o frază și am încheiat de acord, subiectul. De acord. Mergem pe subiect mai departe. Dar cum îți explici că analiști mai mari sau mai mici spun, de fapt, nu e asta. E că Diaconescu vroia să ducă partidul spre PSD și Eugen Toma cu echipa lui vor să-l ducă spre PNL. Pentru că înainte de alegeri s-a vorbit mult despre o fuziune prin absorpție între PNL și PMP. Ajungeam și aici. Doar că aveam de încheiat cu o frază și ca să înțelegi dimensiunea nemulțumirii la care au ajuns colegii mei, s-a trimis spre dezbatere către organizații un proiect de modificare a statutului. Iar acest nou statut pe care dorea să-l adopte președintele Diaconescu era de fapt o autocrație. Adică autoritarismul său, puterea pe care dorea să o asume, să o preia, depășea chiar Colegiul Național, Consiliul Executiv Național, adică structurile fundamentale ale partidului. Puterea sa era peste toți ceilalți, ceea ce nu este posibil și ăsta ar fi un partid de tip totalitar, adică așa ceva n-a existat. De altfel, i-am spus-o și în față, să știți tot ce v-am spus acum, l-am mai spus în alte rânduri și am spus-o și în față. Sunt un om care n-are nimic de pierdut, fiindcă eu nu trăiesc din politică, trăiesc în afara ei profesional. Și el a spus de mai multe ori în ședințele noastre că
partidul este ierarhie și democrația este în afara partidului, sunt de acord până la un punct. Dar noi nu am fost nici într-un caz mobilizați, motivați să mergem în această direcție, cu atât mai mult însumi, dar și alți colegi am avut dispute cu președintele Traian Băsescu anterior, când el dorea să impună o anume viziune legată de un subiect în spațiu public pe care să-l asume PMP, și PMP-ul a asumat exact o altă viziune și stabilam fiecare. Ați văzut uneori că am fost în disonanță chiar cu președintele Traian Băsescu. El, de pildă, vorbea despre justiție într-un anume fel și PMP-ul avea cu totul și cu alte abordări. Deci noi n-am fost obișnuiți în acest partid să mergem în direcția liderului, în sensul că acceptăm o poziție dominantă și acceptăm ca liderul să aibă proprie poziții, dar fiecare are opinia sa și are electoratul său și trebuie să îl câștigi spunând ceea ce crezi, nu ce vrea Cristian Diaconescu sau altceva de la București. Și atunci aici a bubuit cazanul, când s-a dorit modificarea acestui statut și mai mult cu întâlniri din astea preferențiale, îi chema doar pe unii agreații. Dom'le, repet, un lider trebuie să fie integrator. Nu te urmează oamenii cu deasila. Nici nu te iubesc cu deasila în politică. Trebuie să creadă în tine. Trebuie să creadă că viziunea ta coincide cu a lor și că mergi într-o direcție în care ești credibil și crezi și tu. Că altfel nu crede electoratul. Și atunci, noi, de pildă, apropo, ca să-ți răspund la întrebare, speculațiile astea s-au făcut în presă. Eu, de altfel, și în emisiune la tine am explicat că... Au întrebat și colegi de-ai voștri din PMP. Dacă se întâmplă, noi ce facem? Suntem aleși, unde mergem? Adrian, eu am explicat și la tine în emisiune și poți să revezi că eram ofertat de partide și de PNL și de PSD. Mă rog, nu mai comentez de alții, dar partidele mari m-au ofertat și au ofertat și pe alți colegi. Au făcut ofertă și Partidului Mișcarea Populară, deci unii au încercat... Și pe bucată și exact. La pachet. Da, dar singurii care au făcut o ofertă PMP-ului ca partid și nu unor lideri ca mine și ca alții, a fost Partidul Național Liberal. Deci a venit cu o ofertă concretă și ne-a invitat să compunem, să stăm la masă o comisie din partea PMP cu o comisie de dialog de la ei, să vedem, nu putem găsi puncte comune. Nu se punea problema de a negocia vreo fuziune, ci cum am putea conlucra ca să consolidăm totuși dreapta politică în perspectivă. Și asta înseamnă că dacă va fi debarcat Cristian Diaconescu în februarie, noua echipă va relua discuțiile cu PNL sau își creează propriul traseu încercând să treacă pragul de 5%, pentru că, uite, Balog Iosef bagă bățul prin gard și spune așa: bună seara, din păcate Gigi Simion va înghiți PMP-ul. Pentru că totuși 3% nu e foarte puțin acum, cu 3 ani înainte de alegeri. Adrian, partidul poate reveni la un scor mult mai bun. Și poate chiar să se bată, să găsească resursele și la ce se întâmplă pe dreapta, să desprindă de la alte partide nemulțumiți cei care pleacă și să merge pe zona creștin-democrației, cea care o promovează politic PMP-ul. Deci sunt o grămadă de posibilități. Eu nu pot să vorbesc astăzi numele PMP-ului, că noi urmează în congres. De asta ne întoarcem la congres. Să stabilim o nouă echipă de conducere, o nouă direcție, o nouă traiectorie. Pot să spun, în schimb, ce gândesc eu. Da, sau... aici sunt două nuanțe. Congres, nouă echipă și ne înghite PNL-ul, sau congres, nouă echipă și mergem înainte, că e Partidul Mișcarea Populară și nu abdicăm de la ceea ce a făcut Traian Băsescu împreună cu echipa, desigur. Și uite, e și un răspuns de la Florin Bacali: ei, na, și dacă se înneacă aurul, pentru că PMP, dincolo de partid, sunt oameni. Are mare dreptate, așa este. Și atunci oamenii aceștia se duc în PNL activitatea politică. Și intră în alt scandal, sau rămân să construiască în Partidul Mișcarea Populară. Pentru că e important, insist, mai sunt 3 ani până la alegeri, timp suficient ca un partid, chiar dacă acum e înființat, să crească. Dar aminte, un partid care are aleși locali și care are încă 3%, de la 3 până la 5, mai puțin decât de la 0 la 5. Adrian, la nivel național, PMP-ul, ca număr de aleși locali, este pe locul 3 în țară. După PSD și PNL. Deci noi avem mai mulți aleși locali, consilieri locali, consilieri județeni, primari, viceprimari, decât are USR-ul.
Deci e un partid puternic, un partid cu forță, cu baze, adică nu e un partid care merge pe un vot emoțional. Noi mergem pe o structură de partid. Tocmai de aceea nu am vrut să irosim această zestre pe care o avem de oameni valoroși, de oameni de administrație, foarte mulți, cu funcții, adică cu roluri, cu își pot demonstra capacitățile și acțiunile în mod concret în administrația publică. Lucrurile stau în felul următor și de asta nu pot eu să fac supoziții, nici să spun în ce direcție va merge PMP-ul, dar eu știu discuțiile din interiorul partidului, fiindcă ultima noastră ședință a fost la Sinaia, la finele anului trecut, și erau supărați colegii și din cauza asta. Acolo s-a stabilit o comisie care măcar să înceapă dialoguri. Să stăm la masă și cu PNL, să stăm și cu PSD, să stăm și cu AUR, să stăm cu toți la masă și să vedem în ce direcție vom merge și noi, dar vom merge și cu țara, fiindcă lucrurile nu merg bine. Adică nu vedeți ce se întâmplă? Că totul este așa parcă o improvizație, că totul merge la voia întâmplării, că ajungi să muncești astăzi în România ca să-ți poți plăti utilitățile, energia electrică, gazul și combustibilul cu care te deplasezi. Deci lucrurile merg prost. Eu nu fac politică așa doar ca să fac parte dintr-un partid sau să am o funcție. Nu mă interesează acest lucru. Eu am o funcție profesională, am din ce trăi și cred că rolul nostru ca politicieni este să facem politică pentru comunitate, pentru mai binele celorlalți. Atât cât ne pricepem. Și atunci, nu excludeți o colaborare nici măcar cu cei de la AUR, așa am înțeles. Nu exclud nici un fel de dialog cu nimeni. Pentru că la cum merg lucrurile acum, se poate ca foarte repede, dacă nu se reușește stabilirea prețurilor la energie și această coaliție de guvernare se prăbușească. Poate să nu mai poată exista. Uite, scandalurile răbufnesc din nou. A plecat Florin Roman cu plagiat. Acum e acuzat de plagiat premierul României. Se poate intra într-o altă criză. Acum încă, așa cum era la început, PNL cu USR, erau într-un schimb de amabilități și se mai înțepau prin gard, vorba ta cu Balog Ioșca, îl salut pe această cale. Dar iată că acest schimb de amabilități cu ghilimele a început și între PNL și PSD, își pasează tot felul de vinovății, mai mult sau mai puțin, într-un mod subtil sau direct și se poate prăbuși această guvernare. Păi ce facem, măi, Adrian, dacă nu discutăm nici unii cu ceilalți? Că nu suntem buni nici noi, nu sunt buni nici cei de la AUR, nu sunt buni nici cei de la USR, nici PSD, nici PNL. Măi, oamenii rămân așa năuci. O să ajungem la anarhii. Dacă lucrurile continuă în acest fel, am comentat și astăzi pe Facebook, dacă noi nu vom găsi o cale ca totuși să avem o clasă politică responsabilă și chiar printr-o coaliție larg majoritară, printr-o coaliție a tuturor partidelor, să treci peste niște momente grele, să se stabilizeze economia, să vedem și noi o rază de lumină și mai apoi să trec repede 2 ani până la alegeri. Nu? Și vom avea 4 serii de alegeri, una după cealaltă. Prin urmare, pe colegii mei și pe acest subiect, au fost supărați. Noi nu suntem în situația de a nu sta la masă să dialogăm cu nimeni. Și în ședința care am avut-o de Colegiul Național la finele anului trecut, la Sinaia, asta am stabilit. Din vreo 6 voturi au fost împotrivă, la vreo 59 pentru. Să stăm la masa dialogului, Adrian. Și de aici a început intoxicarea prin presă. Că se dorește fuziunea cu orice preț cu PNL, să dispară PMP. Alții ziceau că, din contră, se dorește de fapt cu PSD. Păi măi, oameni buni, Adrian, ți-o spun cu mâna pe inimă, acest partid n-a dialogat cu nimeni, de niciun fel. Cum poți să fuzionezi și cu cine? Oferte ni s-au făcut tuturor și am constatat toți supărați că dacă mai stăm mult să fim ofertați și vedem că partidul nu merge în direcția în care ne-o dorim și că ne prăbușim în sondaje, nu o să mai aștepte nimeni ceva de la PMP. Fiindcă fiecare se va duce să-și vadă de viitorul său politic și de munca politică care să conteze. Că degeaba faci politică să dai la perete, să nu poți să-i ajuți pe ceilalți, să dai doar din gură, nepragmatic, că n-ai făcut nimic. Acum, eu etapele astea, spre deosebire de alții, le-am ars. Că am stat 2 mandate în opoziție, 2 mandate parlamentare și am văzut cât de greu e să-ți treacă o lege. Ca să poți să faci ceva pentru binele celorlalți, chiar dacă legea e bună. Nu strângi majorități în spatele ei. Cristian Diaconescu spune că va contesta în instanță ceea ce se întâmplă în februarie, ceea ce s-a întâmplat acum cu convocarea Congresului. Se rupe PMP pentru că nu eu am spus, ai spus-o, sondajele dau 3%. Dacă se rupe și s-ar rupe în două, ar fi 1,5 la 1,5. Aproape nesemnificativ deja pentru partidele mari.
Adrian nu are cum să se rupă în două. Când mai pierzi câte un coleg, când mai pleacă în altă parte, e inevitabil. Asta se întâmplă și la partidele mari. Eu vreau să judec singur și să judece toți cei care ne privesc și sunt interesați de soarta noastră. La această ședință de Colegiu Național convocată de Eugen Tomac au venit 49 de lideri. Am avut quorum de ședință, am putut stabili congres. La o altă ședință care a dorit să o convoace Cristian Diaconescu luni, la Consiliul Executiv Național al Partidului, care e structura inferioară celei în care ne-am întâlnit noi, nu s-a făcut quorum. A avut prezență 18 colegi, dintre care doar 5 organizații ale PMP și nici acelea nu sunt cele mari. Sunt organizațiile, una singură are scor peste 5%, restul sunt toate sub 5, deci 5, și restul liderilor, mă rog, numiți de el, aduși de el, cu care să-și facă o majoritate să conducă discreționar. Deci eu cred că n-are ce să se rupă. Mureșul are un vicepreședinte lângă Cristian Diaconescu. Ce așa se întâmplă este cu Mihai Nanata? Dar înainte de a-mi răspunde, citesc un mesaj de la Ferenc Loran Dotilo, care spune în dialogul acesta cine pe cine înghite și ce fel de oameni sunt, spune Lorand, Daniel Borz îi răspunde unui alt privitor, păcat că nu au intrat în Parlament. Foarte mulți făceau mult mai mult decât politrucii de la guvernare. Îi mulțumesc pentru comentariu. Și Daniel Bor spune, foarte bine a punctat domnul Pașcan, este un lider incontestabil, cu o viziune clară și realistă, un lider de urmat. E părerea a doi privitori, un român și un ungur, în condițiile în care Emilu Marius Pașcan a spus de nenumărate ori că este naționalist. Și nu neg acest lucru, Adrian. Adică am rămas consecvent, nu doar ca politician, și ca om de presă, și ca om de administrație, și am spus întotdeauna, sunt un naționalist nefiind extremist. Sunt naționalist în sensul că îmi iubesc țara, îmi iubesc patria, îmi iubesc semenii, iubesc România, îi știu trecutul și istoric. Și ungurii care nu sunt extremiști au înțeles, se vede treaba. Da, eu am un partid, uite, am consilier local pe Chiș Zoltan, care este maghiar JBG. Și ce se întâmplă cu vicepreședintele de lângă Cristian Diaconescu? Mihaela a ales să îl susțină pe Cristian Diaconescu, e dreptul ei să o facă, deși ea s-a poziționat în afara deciziilor pe care noi le-am adoptat în PMP Mureș, a ales în felul ăsta, fiind oarecum apropiată, și ea este specializată și la universitate, răspunde de zona asta de politică externă, de proiecte europene, de chestiuni care țin, să zicem, similare interesului sau a zonei de confort a lui Cristian Diaconescu, și a ales să îl susțină. A fost una dintre liderii care s-au reunit și n-au întâlnit quorumul la București. Asta e viața. Eu nu pot să impun Mihaelei să fie de acord cu mine cu orice preț. Ea a venit de bună voie și nesilită de mine, invitată în partid, a stat alături de mine și asta n-am cum să uiți, nici să șterg cu buretele, și eu nu mă întorc împotriva unui om care mi-a fost camarad de luptă și de convingere politică. A ales acum așa, probabil se va răzgândi, fiindcă în partid nu poți să existi emoțional sau doar exclusiv emoțional. Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt clare. 90% din acest partid vrea congres și vrea un alt lider și o echipă de conducere care să stabilizeze PMP-ul și să îl ducă într-o direcție în care să conteze. Eu citesc mesajele și era cât pe ce m-am uitat spre telefon să văd dacă e același mesaj, da? Dincolo, nu, dar nu l-ai spune, Zăbală Gicu, PMP probabil că se va rupe în două. 90% plus 10%, nici într-un caz 50-50. Și Vivi Mărginan spune mult succes în continuare. Da, așa văd și eu lucrurile. Deși cred că și cei 10% care vor vedea că la congres până atunci se întrevăd majoritățile, chiar sâmbătă e o întâlnire informală a tuturor liderilor PMP la Sibiu. Deci noi nu suntem așa să discutăm pe la spate, să căutăm să rupem PMP, nu avem viziuni divergente, doar că trebuie să privim din perspectiva realităților. Uite, la noi în județ, eu am doi consilieri locali la municipiu, doi consilieri la județ,
mă rog, eu tot zic eu, fiindcă am fost președinte când au fost aleși, da? Deci am avut o contribuție, zic eu, semnificativă la faptul că ei au avut aceste rezultate, adică am contribuit și eu, să nu zicem semnificativ. Bun. Și alții prin județe avem organizații de 12%. Bistrița a luat în jur de 11%, da? Cu mulți consilieri locali, mulți consilieri județeni. Și sigur, fiecare dintre aceste echipe, așa face din păcate un partid mic, în fiecare județ a compus majorități în consilii locale, în consilii județene, cu cine s-a nimerit. Înțelegi, Adi? De-aia este greu să... La Mureș, n-am înțeles cu cine sunt la Mureș, la Târgu Mureș. Nu, aici nu sunt, că sunt numai doi. Nu-i bagă nimeni seamă. Noroc că sunt bătăioși. Radu Pescar e un consilier care face cinste acestui partid. E un om extrem de bine pregătit, cu o experiență foarte bogată. A fost și șef de gospodărie comunală în urmă cu niște ani la Reghin, când avea 2000 de oameni în subordine. Deci a lucrat pe administrație publică și nemai vorbind că a performat în business. Deci știe ce vorbește. Colegul lui Kish Zoltan, la fel, e un economist cu care stau cu fruntea sus oricând. Și... Da, dar nu e prea bine văzut primul de cei din PNL. Din PNL, din bine, Mureș. Bine, PNL, nici pe mine nu mă văd prea bine. Exact. Asta e viața. Exact. Sunt competitor. Și tocmai de aceea am adus discuția. Cum poate fi pusă în cumpănă o idee de fuziune cu PNL-ul când peneliștii nu vă vor? Comparativ cu ceilalți care spun hai să mergem înainte cu partidul ăsta așa cum e. Adrian, asta încercam acum să explic. Că este foarte greu, aproape imposibil ca PMP-ul să îl duci în vreo direcție. Într-unele județe, adică să nu rămână de sine stătător, asta îți spun, că într-unele județe, în funcție de configurația politică, sunt făcute majorități compuse și cu consilierii PMP, fie cu PSD, fie cu PNL, fie cu USR, fie chiar cu AUR, așa se întâmplă și în Mureș. În unele consilii locale fac echipă sau fac opoziție împreună. Și în funcție de specificul fiecărui județ, partidul compune majorități pentru comunitate, acolo unde poate. Știi? Adică tu îți imaginezi că poți să zică Eugen Toma, Cristian Diaconescu sau oricine altcineva la o organizație care are 14% sau 12% că trebuie să meargă să facă fuziune cu PNL când el are acolo o echipă care compune majorități cu PSD-ul, de pildă. În funcție de specificul fiecărei comunități. De aceea îți spun eu, asta este o intoxicare grosolană, grobiană. Tot văd rostogolită că de fapt vrea Eugen Tomac și vrea Pașcan și nu știu cine să fuzionăm cu PNL-ul cu Deasila. Adică să-i determinăm pe unii colegi care n-au nicio treabă cu PNL-ul, cum bine spui, nici la Mureș. Nu avem nicăieri combinații. Afinități nu există. Nici afinități nu prea există. Deci îți dai seama cât de absurdă e situația? Și nu poți să o faci. Deci partidul s-a pliat pe nevoile comunității, face și compune majorități diferit de la un județ la altul, în funcție de configurația politică a județului și nu ai cum să le spui unora mergeți într-o parte sau în alta. De aceea noi rămânem de sine stătători. Sigur, în ce mă privește, trecând peste asperități sau chestiunea asta de lipsă de afinitate sau de chimie cu PNL-ul sau cu alții, în ce mă privește pe mine, aș prefera, fiindcă am fost de dreapta, sunt un om de dreapta, aș prefera să reușim în perspectivă să compunem o majoritate pe dreapta cu valorile noastre ale creștin-democrației, să mergem pe valorile autentice ale acestui popor, să-i prețuim istoria, să-i prețuim ceea ce ne-au lăsat străbunii și sacrificiul lor, să nu fi fost în zadar, și să susținem oamenii de afaceri, autohtoni, economia națională și să ne manifestăm în zona asta apărării și reducte naționale. Pentru asta trebuie implicare și întrebarea e simplă. La congresul din februarie, Emil Marius Pașcan va candida? Dacă da, pentru ce poziție? Dar înainte de răspuns, un comentariu e dat de la McDonald's Sotmari și totuși, domnule Pașcan, îmi amintesc când ați fost la putere și în Parlamentul României, nu prea ați avut grijă de județul dumneavoastră. Mai mult ați declarat când ați căzut că vă mutați în Sibiu. Vă rog să mă corectați dacă greșesc cumva, dar totuși vă spun că bine ați revenit. Oamenii au și înțeles că Emil Marius Pașcan a revenit, ați spus în urmă cu câteva luni, mă retrag un pic, stau foarte repede să înțelege revenirea. Candidez pentru ce poziție în PMP, la congres? În primul rând îi mulțumesc pentru comentariul doamnei și pentru partea pozitivă a finalului mesajului său.
Eu nu cred că puteam să fac și că să fi vrut mare lucru, fiindcă am compus o guvernare câteva luni. Am fost la guvernare în linia a doua și a treia, deci n-am avut nici măcar vreun ministru sau ceva să pot să iei o decizie. Și de altfel recunosc și am mai spus-o public acest lucru. Noi am mers cu bună credință și am stabilit o serie de priorități, dacă ți amintești, le-am și anunțat. Și l-am trimis la scuții creioane, asta mi-a rămas în cap, nu pot scoate. Am scuții creioane, Adrian, pentru că noi am vrut să ne ținem de cuvânt și să ne impunem punctele de vedere în actul guvernării. Cei de la PNL ne-au cam tentat. Asta este realitatea și am spus-o de mai multe ori. Și oricum să știe doamna că oricât aș fi eu de bine intenționat și sunt, cu o floare nu se face primăvară. De aceea ai nevoie de echipe, de aceea ai nevoie de oameni bine pregătiți, care să fie într-o concordie în ce privește asumările. Eu cât am putut am făcut ca parlamentar, n-am făcut parte de guvernare, din guvernare decât prin interpuși și din linia a doua. De altfel, Adrian, să știi, și asta ți-o confirmă orice coleg din structurile naționale de conducere, eu am fost cel care am cerut la Sinaia înainte de anul electoral, deci eram deja la câteva luni doar de guvernare, am cerut să ieșim de la guvernare, fiindcă am văzut că nu se țin de cuvânt, că nu respectă colegii de la PNL promisiunile față de noi, că deși semnasem un protocol în care noi ceream autostrăzile, infrastructura rutieră să fie pe primul plan, să începem deja, de am și promovat proiectul autostrada Târgu Mureș-Iași, de pildă, să susținem oamenii de afaceri autohtoni, să ne batem în europeană ca produsele române se găsească la rafturile supermarketurilor, să ne îngrijim de această clasă de oameni de afaceri care aduc plus valoare și eram în pandemie și ai văzut câte luni au fost lăsați de izbeliște, li s-a promis nu știu ce compensări care n-au mai venit și când au venit cu dobânzi nu știu de care și ne-am bătut joc efectiv de clasa aceasta de oameni de afaceri care produc plus valoare și țin întregul sistem bugetofag al statului. Să reducem dimensiunea și numărul celor care sunt în administrația centrală la nivel de ministere. Dom'le, nu se întâmpla ceea ce am cerut. Nici măcar nu exista intenție. Votul pentru primari în două tururi, ca să mărim competiția și să dăm șanse și challengerilor care vin să concureze pe primari în funcție care au prima șansă. Uite, nimic din toate astea. Și am cerut în Colegiul nostru național, colegiul să înțeleagă cei care, poate nu le spune mare lucru acest nume, dar Colegiul Național e Parlamentul Partidului, da? Iar Consiliul Executiv care l-a convocat actualul președinte este Guvernul, cum ar veni. Da? Deci noi, structura parlamentară a Partidului, am cerut aceste proiecte, am semnat un protocol cu Ludovic Orban pe aceste proiecte, din care n-am materializat nimic și ne tot purta cu vorba. Bacă mâine, bacă, vezi că acum sunt al depresiuni. Deci eu mă săturasem și le-am spus colegilor la Sinaia, cer vot pentru a ieși din guvernare. Problema este, Adrian, că tu nefăcând politică nu știi, dar odată ce au apucat un Nicole să se așeze niște funcții, greu îi mai disloci. Și ei au influențele lor și când s-a supus la vot, propunerea mea a picat. A fost de acord Eugen Tomac, a fost de acord Ioana Constantin, dar te supui majorității. Și eu asta am sperat și cu actualul președinte. Băi, când vezi că grosul partidului, peste 80%, 90% este acolo și cere congres, ne întoarcem să stabilim traiectoria partidului, conducerea sa, era, eu în locul său mi-aș fi prezentat demisia imediat. Atenție, repet, îl apreciez ca diplomat, specialist în politică externă, prestațiile pe care are în studiouri, domnule, dar ca lider, e jale mare. Trebuie să fie integrator, trebuie să țină partidul unit, să aducă și alții, pe alții, să stea la masa dialogului non-stop. E un travaliu pe care nu ți-l imaginezi. Nu e capabil să-l facă. Și de aceea am spus. Candidatura la Congres va fi sau nu va fi? A mea? Da. Adrian, pe mine m-au rugat să mă întorc colegii. Și în mod special țin la Eugen Tomac, cu care am făcut echipă întotdeauna, am și zis că avem o chimie a istoriei, el este și istoric, este basarabian, eu sunt ardelean, știi că suntem și pro-unioniști, ne batem pentru revenirea Republicii Moldova la patria mamă. Mi-a cerut acest lucru și am spus că o să reflectez și sâmbătă când avem întâlnirea de la Sibiu, când vor fi toți colegii care contează din țara acolo, voi decide acest lucru în funcție de... O să văd ce nevoie au de mine și ce așteaptă de la mine, fiindcă eu deocamdată, nu doar că m-am retras în recluziune,
Și chiar am treabă, eu mi-am angajat societatea în diverse proiecte de consultanță, plus că am pus un accent mult mai serios pe activitatea mea universitară, m-am apucat de niște proiecte, îmi scriu niște lucrări de cercetare științifică, lucrez la niște cărți. Deci nu mai pot să revin într-o poziție ca cea de președinte executiv, cum am fost anterior, cu atât mai mult cu cât nu sunt dispus să plec la București de la Târgu Mureș. Bun, dar au trecut un an de la alegerile locale, un an și un pic. Doar o propoziție și răspund, că am uitat să-i răspund doamnei. A fost o intoxicare deliberată cu plecarea la Sibiu. Eu, sigur, s-au bucurat unii și toți de pe lângă actualul primar și de pe la UDMR mă felicitau. Felicitări, abia așteptau să plec. Erau și cu fanfara și cu covorul roșu. Nu, le-am spus-o peiorativ. Pentru că văzusem și lucrez pentru Sibiu cu firma mea, am contracte acolo și am văzut că acolo ei se luptă pentru zona periurbană, fac metrou periurban, fac tot felul de proiecte, tren de legătură, se preocupă de zona metropolitană. La noi se discută așa, se ceartă unul cu altul și nu facem salubrizare, de pildă. Da? Bun, și în contextul ăsta... Și atunci asta, am zis că, dom'le, mai bine mă duc. În contextul discuției de acum, Ferenc Loran Doatilo spune, eu aș merge mai departe de congresul din februarie și l-aș întreba dacă s-a gândit dânsul să candideze la primăria Târgu Mureș. Ce adică, să mă gândesc, doar am candidatul. Încă o dată. Încă o dată, e o întrebare, insist, de la un maghiar, Adrian, în condițiile în care de un an și câteva luni avem un maghiar în fotoliul de primar. Ceea ce mă pune să mă gândesc că ceva scârție în orașul ăsta, nu că o zic eu sau că o spune Emil Marius Pașcan, că poate unii cred că noi avem ceva cu Șozoltan. Eu l-am susținut sentimental să o rupem cu Dorin Florea și Claudiu Maior. O spun, o știi, probabil o știai înainte să o spun. Da, de ce? Pentru că i-am spus-o și lui. Vei fi primarul doar de rupere a legăturilor. Adrian, unul că nu sunt masochist, adică nu-mi place să-mi exersez competiția și să ies pe locul 2 când știu că n-am șanse. Acum a trebuit să mă angajez în această candidatură. Unul, pentru că dintre toți cei care au candidat, cred că sunt singurul specialist în administrație publică și am și studiile necesare făcute la zi și chiar mă pricep și am făcut 10 ani în administrație, în primărie și încă 4 ca prefect, atenție, și m-am dus cu sufletul deschis știind că pot face înmiit mai mult față de ce fac cei de acum. De altfel o să vezi, am comentat când au configurat bugetul la începutul anului și o să vezi acum când vin cu execuția lui. Și o să iau textul de atunci și o să le arăt la Târgu Mureșeni. Iată ce v-am spus, că e un buget aiurea, nu are nicio legătură cu realitatea, fantasmagoric, super. Am fost și în emisiune să l-am explicat la tine. Și o să ne uităm acum la execuție să vezi dacă este la milimetru cum l-am spus eu. Și o să vezi. Asta înseamnă să te pricepi la administrație. La noi, din păcate, votul este unul emoțional, merg într-o, așa ca oile, știi, pe o zonă etnică, hai să-l pune numai că este maghiar sau este român. Dom'le, uitați-vă la om dacă se pricepe, dacă e bine intenționat. Uitați-vă la istoricul său. Are calitățile necesare să conducă o comunitate? Că aici ce faci de fapt? Administrezi banul public, proiectele publice, dezvoltarea comunității și trebuie să te pricepi. Nu poți să vii din muzeu sau din altă parte și dacă ai o retorică interesantă sau o etnie care îi pe placul cuiva, să câștigi și după aceea tot suportăm consecințele. Eu de asta am venit cu oferta mea cinstită, pe față, și le-am spus, dintre toți cei de aici, nu sunt cu falsă modestie, sunt cel mai bun, sunt cel mai pregătit, cu cea mai mare experiență, mă înțelegeți, oameni buni. Puteți să ziceți că sunt înfumurat, că mă laud, că nu mă interesează, dar eu cred că așa trebuie să o facă fiecare, că dacă tu nu crezi în tine și în ceea ce poți să faci, dacă tu nu știi unde te bagi, atunci mai bine stai deoparte. Eu le-am spus cinstit oamenilor, nu sunt extremist, mi-au pus această etichetă ca să scape de mine. Cel mai ușor să-i pui o etichetă omului că e extremist, că e antimaghiar și cu asta ai scăpat de el. Când eu v-am spus, veniți să participe. Ai pomenit partea cu studiile și vreau în finalul emisiunii, mai avem câteva minute, să vorbim și de partea asta. Am ajuns România copy-paste și România crizată din toate direcțiile și toate punctele de vedere. A devenit periculos să ai CV-ul cu studii. E verificat. Și atunci, vorbim de studiile, pentru că ai spus, cu studiile făcute la zi, e periculos pentru Emil Marius Pașcan acum să spună asta? Adică, de ce? Am spus-o dintotdeauna. Cum se face că avem atâtea probleme? Florin Roman spune una, iese alta. Acum premierul PNL spune una,
Iese alta. S-ar putea să nu fie adevărat. Trebuie corect. Să păstrăm și cu corect. Și un semn asta de întrebare asupra informației până când avem confirmarea clară. Deși pozele puse la dispoziție de doamna Șercan arată că e cam același lucru, același text. Dar am avut o discuție și cu senatorul Lazan Firei, care spunea, domnule, și pe mine m-au acuzat, am demonstrat că nu e plagiat. M-au acuzat și probabil mă vor mai acuza. Dar totuși, am ajuns, zic eu, prea jos. Prea jos. Foarte mulți din cei care se cațără au hârtii doar. Au hârtii, nu se bazează pe nimic, de fapt. Ce facem cu asta? Cadru didactic universitar, da? Ce facem? Cine e de vină până la Adrian, urmă? Vreau să spun, eu nu mă duc pe fentă, da? Uite, tu ai dat exemplu cu domnul rector Lazan Firei, eu ți-o spun, a fost scandal național cu Lia Olguța Vasilescu, acuzată și la un moment dat când s-a uitat de fapt ce era acuzată, că în cadrul lucrării sale de doctorat luase pasaje dintr-un alt articol care tot ea îl scrisese, știi? Și au zis, domnule, te-ai autoplagiat, hai mă lăsați. No. Și mai sunt astfel de situații și nume pe fentă 1, 2 la mână. Fiecare știe ce a făcut, cum și-a făcut doctoratul, cum e studiul ăla, mă duc serioși, da? Eu mi-am publicat lucrarea doctorală, adică nu am ascuns-o, nu-i nicăieri, e publicată de vreo 10 ani, cred că, sau mai bine. Se poate cumpăra, e la editură de la Cluj, la Aiken, oricând, o cauți, o cumperi, n-ai decât să o compari cu ce vrei. Eu am trudit pentru vreo 4 ani de zile să scriu lucrarea mea doctorală, da? Și alte nu cărți. E la secret. Nu e, cum nu, se nu, întâmplă nu, în nu, cazul nu. Altora. Cum, uite și acum am... Cum poți un studiu, o lucrare pe care o faci, să o bagi la secret, ca și când ai fi mândru Adrian, de uite, faptul că ai lucrat pentru am ea? Am cred că vreo, nu știu, vreo 8 cărți scrise. Una am dat-o la editura Universității Babeș-Bolyai din Cluj la finele anului trecut, o carte de aproape 400 de pagini. Urmează să fie publicată în luna februarie. Eu cred că câtă vreme îți publici la edituri cotate și consacrate, poate să verifice oricine și nu te-ar publica ei, că primii care le verifică sunt aceste edituri, că nu vor să facă de minune. Da? Presa Universitară Clujeană, editura la care public acum, de altfel este cotată după evaluarea de anul trecut, este pe primul loc în țară, la zona de științe sociale, umaniste, de comunicare. Okay, am înțeles. Cu oameni, cu oameni din categoria cealaltă, mai ieșim din crizele astea și cam în cât timp? Pentru că am văzut comentariile celor care susțin, în ciuda faptului că despre Traian Băsescu se spune Petrov, informator, a fost 10 ani președinte, dar parcă se gândesc în urmă și n-a fost așa nasol cum este astăzi. Nici când a fost, poate perioada, într-o parte a perioadei lui Emil Constantinescu a mai fost așa nasol ca astăzi, dar parcă niciodată n-a fost ca acum. Mai ieșim din crizele astea, dincolo de criza sanitară, în care văd că PSD, în loc să ne scoată, ne bagă prin Ministrul Sănătății și mai adânc. Doamne, dă să nu fie așa. E foarte complicat de răspuns la întrebarea ta, Adrian, fiindcă s-a depreciat calitativ mediul politic. Aici este problema. Eu am spus-o în mai multe rânduri. Câtă vreme nu ai o pepinieră de tineri bine pregătiți, care să vină, să nu facă politică la lipit de afișe și după aia să pretindă funcții cum se întâmplă astăzi, nu prea ai de unde alege. Deci, dacă vrei să acum să aduci niște oameni în partid, nu-i aduci, Adrian. Că nu vrea nimeni să intre, toți se simt amenințați. M-am văzut și eu demonizat peste noapte. Eram jurnalist, om de administrație, fusesem prefect. Dom'le, când am intrat în politică, parcă am devenit Skarautski în persoană. Au început toți să zică despre... Și unde mă duc astăzi? Nu spun, dacă nu mă cunosc oameni, nu le spun că sunt politician. Dom'le, sunt profesor, asta e meseria mea și așa mă laud. Asta e cartea mea de vizită. Că a ajuns omul politic demonizat. Și știi de ce, Adrian? Și de asta nu pot să spun la întrebare. Pentru că tot felul de personaje neavenite, cu studii, cu diplome cumpărate prin parcuri sau prin spatele universităților, au ajuns să conducă, nu au pregătirea necesară, nu au competențele necesare, sunt și complexați foarte mult și din cauza asta sunt agresivi. Agresivitatea, lipsa de comunicare, lipsa de experiență în relație cu oamenii, dorința asta avidă de a se îmbuiba cu orice preț. Deci el să câștige, el să
calcă în picioare pe orice, minte cum respiră. Deci e ceva groaznic. Am văzut această atmosferă și tipologia asta care este dominantă, din păcate, în clasa politică românească și în care fiecare se pune pe sine pe primul loc și nu se gândește la cei din spatele său sau cei care l-au mandatat cu încredere să reprezinte și dacă vrei, uite-te, nici măcar nu fac acest exercițiu să dea socoteală, ceea ce este cel mai grav, Adrian. Și mă uit și la noi, pe aici, prin parlamentarii mureșeni, sau nu merg mai departe, sau cei care merg în diverse funcții și ministeriale, uite-te puțin dacă dau socoteală, dacă simt ei că au datorie față de comunitate. Au ajuns acolo, au trecut prin exercițiu și focul votului, sau au prins o trambulină, gata, totul îi se cuvine. Dom'le, eu sunt la fel de simplu, modest, cum eram dintotdeauna, sunt un om ridicat de jos, prin propriile forțe și cred că avem datoria asta să dăm socoteală, mă duc și îi sărut mâna acelei bătrâne necăjite care nu-și poate plăti utilitățile și simt că e și vina mea și nu mă simt confortabil cu mine însumi. Ei bine, când vei pune problema așa și vei gândi așa, atunci sigur că știi rostul pe acest pământ. Și vreau să-ți mai spun ceva, că nu știu cât timp mai avem. În final, ultimul minut. Uite-te, am fost la fine de săptămână, la omagiu acesta pentru Ziua Culturii Naționale și pentru Mihai Eminescu și eram cu Uniunea Scriitorilor acolo, sunt membru Uniunea Scriitorilor de vreo, nu știu, mai bine de 10 ani, 11 ani și noi ne țineam manifestarea și citeam poezie și vorbeam despre cultura română, despre Eminescu și a venit un autobuz intempestiv, s-au dat jos cu steaguri, cu așa, erau cei de la AUR, bineînțeles că au trecut prin noi, recunosc că au venit să-mi zică domnule, nu vă opriți manifestarea ca să facem noi trei poze aici la bust și n-am avut ce să facem, erau oameni în vârstă, scriitori cât s-a mai rămas pe acolo, s-au pozat, au făcut trei poze și cu asta s-au dus și au postat pe Facebook, iată cum sărbătorim pe Eminescu, băi fraților, asta este curată ipocrizie și n-am nimic cu AUR, dar vă spun, dacă voi ăștia tineri care veniți din spate și compuneți noua clasă politică și omul nou ăsta politic, sunteți la fel de toxici ca și ceilalți. Măi, hai să ne gândim la Eminescu, hai să stăm să spunem acolo trei cuvinte din suflet, hai să ne rugăm bunului Dumnezeu să facem o cruce așa din suflet și privind către cer și către noi înșine. Și atunci spunem, da, domne, uite, așa se schimbă o clasă politică, dar să mă iau cu autobuzul, să mă plimb și la fiecare monument să stau exact un minut și să fac o poză și să arăt eu cum îl omagez pe Eminescu și Ziua Culturii Române, este de-a dreptul scabros. Și dacă vin cu acest fel de poză în politică, neavând fundamental nimic în spate, atunci nu are cum să ne fie mai bine niciunora. Poți să zici cum să-i zice, ca nume de partid sau cu acele acronime care compun niște nume de partide. Nici nu mai contează. Omul contează, nu partidul, și asta am spus-o dintotdeauna, și specialistul, și competența, așa mai departe, profesionistul, și la aia să se uite oamenii atunci când aleg politic. Mulțumesc tare mult pentru prezență, mulțumesc pentru răspunsuri, aștept cu interes să văd ce se va întâmpla în această bătălie, pentru că pe de o parte și eu am o anumită părere despre Cristian Diaconescu, pe de altă parte am o anumită părere despre Eugen Tomac și Emil Marius Pașcan și aștept să văd unde și cum se va opri această luptă pe care am considerat-o și am numit-o ca fiind una fratricidă. Adrian, Dumnezeu ne va călăuzi, ne va arăta calea către lumină. Și eu cred că suntem o echipă, suntem niște prieteni, suntem oameni care am construit și dincolo de eșecuri, nu contează cât de rău cazi, contează cât de repede te ridici. Și eu întotdeauna mă ridic repede și de data asta m-am ridicat. Mulțumesc tare mult! Dragii mei, vă mulțumesc și vouă pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi. Am crezut că nu o să ne vedem, dar iată că am reușit să fiu în fața voastră cu invitatul meu și tot așa sper să se întâmple și vineri la aceeași oră 18:30 distribuiți să ne vadă cât mai multă lume și să intervină cât mai multă lume în dialogurile noastre. Până atunci, multă sănătate și numai bine!